Bine m-am regăsit! Ne întâlnim azi din nou la cursuri și vreau să vorbesc azi despre mișcarea circulară. Mișcarea circulară este foarte importantă pentru că găsim mișcări circulare sau aproape circulare, nu numai în fizică, găsim și în alte domenii, cum ar fi astronomia sau tehnica, în care găsim tot felul de roți și discuri care se rotesc, iar punctele de pe ele descriu mișcări circulare. Azi mă voi referi la mișcarea unui punct material, adică așa cum vedeți în imagine, dacă am un punct material care se deplasează pe o traiectorie în formă de cerc, atunci am o mișcare circulară. Poate să fie mișcarea circulară uniformă, atunci când viteza punctului material pe traiectoria lui în formă de cerc este constantă, sau poate să fie mișcare circulară variată, neuniformă. Să vorbim întâi despre mișcarea circulară uniformă. Putem vedea câteva dintre mărimile care caracterizează mișcarea circulară uniformă în acest desen. Vedem că mobilul se găsește în punctul A, punctul nostru material care se rotește pe traiectorie în formă de cerc. Se vede și traiectoria în desen sub forma unei linii punctate. Deci punctul material se găsește în punctul A și poziția lui este caracterizată de ceea ce numim rază vectoare. Raza notată cu R și care este un vector, de fapt este un fazor pentru că se rotește și este în același timp și un vector de poziție. Pentru că ce alt punct mai bun am putea găsi ca origine a sistemului de coordonate decât centrul cercului? Și atunci, dacă este vector de poziție, înseamnă că originea razei vectoare se găsește tot timpul în centrul cercului, punctul notat pe desen cu O, și vârful razei vectoare se găsește tot timpul pe mobil, pe punctul material. Punctul nostru material are viteza instantanee V în acest moment în care se găsește punctul A, și această viteză este desenată. El parcurge într-un anumit timp o anumită distanță, și anume arcul de cerc S, și ajunge în punctul B. Și avem deocamdată raza vectoare, distanța parcursă și viteza. Nu uitați că viteza instantanee, pe care de acum încolo o să o numim viteză liniară, o să vedeți imediat de ce, este tot timpul tangentă la traiectorie, ceea ce înseamnă că în fiecare moment vectorul V este perpendicular pe raza vectoare. Cei doi vectori sunt perpendiculari. Mai observăm că în timpul deplasării de la A la B, raza vectoare descrie un unghi notat cu alfa pe desen. Pentru a caracteriza mișcarea circulară, se folosesc două mărimi caracteristice acestei mișcări, și anume perioada și frecvența. Ce înseamnă fiecare? Să presupunem că punctul material descrie N cercuri în timpul delta T. Atunci, durata parcurgerii unui cerc notată cu T mare, care se numește perioadă, va fi delta T supra N. Adică împărțim timpul necesar efectuării a N rotații la N, la numărul rotațiilor. Și atunci găsim ceea ce se numește perioadă. Pentru că perioada este un timp, unitatea de măsură în sistemul internațional a ei este, evident, secunda. Acum, dacă împărțim N la delta T, atunci obținem o altă mărime care se numește frecvență și se notează de obicei cu litera nu, și care, dacă vă uitați la aceste două relații,
este inversa perioadei, adică avem relația nu este 1 supra T. Sau T este 1 supra nu, sau nu ori T este 1. Frecvența are ca unitate de măsură în sistemul internațional 1 pe secundă, așa cum vedeți în formulă, care a primit numele de Hertz. Deci perioada ne arată timpul necesar punctului material ca să descrie un cer complet, în timp ce frecvența ne arată câte cercuri complete descrie punctul material în unitatea de timp, care nu trebuie să fie neapărat secundă. De pildă, în tehnică se folosește rotații pe minut, care se mai numește și turație. Pentru descrierea unei mișcări circulare se folosește foarte frecvent o mărime fizică numită viteză unghiulară. Ca să vedem de ce este nevoie de încă o viteză, pe lângă viteza liniară pe care o cunoaștem din cinematica mișcărilor rectilinii, să ne gândim la un disc care se rotește, așa cum vedeți în acest desen. Punctele de pe disc nu au toate aceeași viteză liniară. De pildă, punctul care se găsește chiar la marginea discului are viteza cea mai mare, notată pe desen cu V1, viteza liniară. Punctul care e mai aproape de centru are viteza V2 și punctul care se găsește cel mai aproape de centru are viteza V3, iar centrul cercului n-are deloc viteză liniară. Ceea ce înseamnă că nu putem folosi viteza liniară pentru a caracteriza rotația unui disc. Pentru că fiecare punct de pe disc are altă viteză liniară. Viteza lui liniară depinde, printre altele, și de distanța de la punctul respectiv până la centrul discului. Și atunci a fost definită o nouă viteză. Dacă vă uitați pe acest desen, veți vedea că punctul nostru material care pleacă din A și ajunge în B descrie o anumită distanță, dar în același timp raza lui vectoare descrie un unghi, unghiul alfa. Dacă împărțim acest unghi la timpul în care raza vectoare a măturat unghiul respectiv, atunci obținem ceea ce se numește viteză unghiulară, care de obicei se notează cu litera omega. Mai rămâne să vedem care este unitatea de măsură pentru viteza unghiulară. Dacă folosim pentru a măsura unghiul alfa gradele, atunci vom avea grad pe secundă. Viteza unghiulară se poate măsura și în grade pe secundă, de pildă 30 de grade pe secundă. Dar gradul nu este o unitate de măsură din sistemul internațional. Gradul este folosit din motive astronomice. Vechii egipteni, și probabil că ei au luat această idee de la alții dinaintea lor, credeau că anul are exact 360 de zile, așa că au împărțit orizontul în 360 de arce pentru a delimita punctele din care răsare soarele în fiecare zi față de bolta cerească.
Și în felul ăsta a apărut ideea împărțirii cercului în 360 de grade. Deci este de fapt o unitate de măsură care s-a obținut folosindu-se mișcarea Pământului în jurul Soarelui. Unitatea de măsură pentru unghiuri folosită în sistemul internațional se numește radian și se definește în felul următor. Dacă avem un unghi la centru, atunci el subîntinde întotdeauna între laturile lui un arc de cerc. Dacă lungimea acelui arc de cerc este delta L și împărțim această lungime la raza cercului, atunci obținem măsura unghiului alfa în radian. Deci radianul este o unitate de măsură care se definește cu ajutorul unghiului la centru. Raportul dintre lungimea arcului de cerc cuprins între laturile unui unghi la centru și raza cercului respectiv este măsura unghiului alfa în radian. Și atunci unitatea de măsură pentru viteza unghiulară în sistemul internațional va fi radian pe secundă. Sigur că radianul fiind adimensional, pentru că am aici metru pe metru, unitatea de măsură pentru viteza unghiulară este tot 1 pe secundă ca și cea a frecvenței. Hertz, dacă vreți, v-am spus că se mai numește și așa. Și acum să vedem câteva relații foarte folositoare pentru rezolvarea problemelor. Viteza unghiulară se definește ca fiind raportul dintre alfa, unghiul măturat de raza vectoare într-un anumit interval de timp și intervalul de timp respectiv. Dacă acum ne gândim la timpul în care mobilul descrie un cerc complet, atunci timpul respectiv se numește perioadă, iar cercul tot măsurat în radian are valoare, are măsura de 2 pi radian. Pentru că măsura unui unghi alfa în radian este raportul dintre lungimea arcului cuprins între laturile unghiului și raza cercului. Dar dacă vorbim despre tot cercul, atunci această lungime este 2 pi r. Și când o împart la r, r se simplifică și găsesc că măsura unghiului care cuprinde tot cercul în radian este 2 pi radian. 2 pi. Și atunci omega se poate scrie, repet, dacă vorbesc despre tot cercul, alfa ia valoarea 2 pi radian și delta t este perioada. Și am obținut o relație foarte, foarte importantă. Omega se poate scrie 2 pi supra t. Dacă acum țin cont de faptul că perioada este inversul frecvenței, atunci, din aceste două relații, obțin omega este 2 pi nu. O altă relație foarte importantă. Am două noi relații care leagă viteza unghiulară fie de perioadă, fie de frecvență. Mai deducem o relație importantă. Viteza liniară, după cum știm, este raportul dintre spațiul parcurs și timpul în care a fost parcurs spațiul respectiv. Punem din nou condiția ca acest spațiu să fie cercul tot. Și atunci voi avea 2 pi r, lungimea cercului, distanța pe care trebuie să parcurgă punctul material pentru a descrie un cerc complet, împărțită la ei, delta t a devenit t mare. Pentru că timpul necesar punctului material să descrie tot cercul se numește perioadă și se notează cu T mare.
dar raportul 2pi supra t este viteza unghiulară. Și atunci avem o relație între viteza liniară și viteza unghiulară, foarte importantă, care ne permite să o calculăm pe una dacă o știm pe cealaltă. Bineînțeles, dacă cunoaștem raza traiectoriei pe care o descrie punctul material. Această relație ne arată ceva ce am discutat deja, și anume că odată cu creșterea distanței de la centrul cercului, crește și viteza liniară. Omega este aceeași pentru un disc, tot discul are aceeași viteză unghiulară, evident, dar viteza liniară a unui punct de pe disc va fi proporțională cu distanța de la punctul respectiv până la centrul discului. Să notăm toate aceste lucruri. În mișcarea circulară uniformă, modulul vitezei liniare este constant. Dacă ne uităm pe acest desen, se vede că vectorul V2 are modulul egal cu vectorul V1. Tocmai de aia se numește mișcare circulară uniformă. Dar direcția vectorului V2 este diferită de direcția vectorului V1, ceea ce înseamnă că vectorul V2 este diferit de vectorul V1. Și acest lucru înseamnă că avem accelerație. Pentru că la cinematică am învățat că accelerația este delta V supra delta T. Ori din moment ce vectorii noștri sunt diferiți, V2 este diferit de V1, au direcții diferite, înseamnă că există un delta V și înseamnă că avem accelerație. Ca să vedem ce valoare are accelerația respectivă, vedeți pe desen că putem să translatăm vectorul V2 în punctul A. Ca să putem să vedem vectorul delta V cu ajutorul regulii triunghiului. Deci am mutat, am translatat vectorul V2 în punctul A și acum putem construi vectorul delta V, așa cum am spus, cu regula triunghiului. De asemenea, putem să construim și vectorul delta R, R2 minus R1, care de fapt este deplasarea mobilului a punctului material din punctul A până în punctul B este delta R. Și obținem două triunghiuri. Triunghiul vitezelor, care are laturile V1, V2, dar V1 fiind egal cu V2, vom spune doar V. Și cealaltă latură este delta V. Și triunghiul spațiilor. Triunghiul razelor vectoare. Avem R1, R2, dar pentru că în modul sunt egale, nu? Amândouă sunt ca modul raze ale cercului, vom spune doar R și delta R. Cealaltă latură este delta R. Ei, aceste două triunghiuri sunt asemenea. Odată pentru că sunt triunghiuri isoscele. În triunghiul vitezelor avem laturile V1, V2, dar V1 este egal cu V2. Și în celălalt triunghi avem laturile R1, R2, dar R1 este egal cu R2. Deci sunt isoscele, iar unghiul alfa se regăsește și în triunghiul vitezelor,
Pentru că unghiul dintre V1 și V2, marcat pe desen, printr-un arc, este egal cu unghiul alfa, pentru că V1 este perpendicular pe R1 și V2 este perpendicular pe R2. Viteza instantanee este tot timpul perpendiculară pe raza vectoare. Și dacă am două unghiuri cu laturile perpendiculare și amândouă ascuțite, atunci ele au aceeași măsură. Și dacă cele două triunghiuri sunt asemenea, pot scrie următoarea proporție. Delta V supra V din triunghiul vitezelor este egal cu delta R supra R din triunghiul razelor vectoare sau al spațiilor sau al deplasărilor. Și de aici, delta V se vede că este V ori delta R supra R. Și acum, dacă vreau să calculez modulul accelerației, modulul va fi delta V pe delta T, adică va fi delta V, V ori delta R supra R, și mai trebuie să împart la delta T. Dar am aici raportul delta R supra delta T. Deplasarea împărțită la timp. Păi asta este viteza medie. Și avem atunci că accelerația va fi V ori V supra R, adică V pătrat supra R. Deci în mișcarea circulară uniformă avem accelerație, numită accelerație centripetă, pentru că este orientată spre centrul cercului. Vedeți acest lucru pe desen. Și modulul accelerației centripete se poate calcula cu această relație, V pătrat supra R. Sau, dacă ținem seama de faptul că viteza liniară se poate calcula ca produsul dintre viteza unghiulară și rază, atunci mai avem o relație, accelerația centripetă este omega pătrat ori R. Deci, accelerația centripetă în mișcarea circulară uniformă se poate calcula cu aceste relații în funcție de ce știm despre mișcarea respectivă și, așa cum vedeți pe desen, ea este tot timpul orientată spre centrul cercului. Tocmai de aceea se numește accelerație centripetă. Ceea ce înseamnă că este de-a lungul razei vectoare, doar că are sens opus, așa cum vedeți pe desen, și este perpendiculară și ea, în fiecare moment, pe viteză, pe viteza liniară. Și acum, dacă există o accelerație centripetă, înseamnă că există o forță centripetă. Forța centripetă, ca orice forță, se poate calcula cu ajutorul principiului fundamental al dinamicii, cu formula masa ori accelerația centripetă. Ceea ce înseamnă că forța centripetă va avea expresia mv pătrat supra r sau m ori omega pătrat ori r. Deci, într-o mișcare circulară uniformă, este nevoie de o forță care să acționeze tot timpul asupra punctului material care se mișcă pe cerc, să tragă de el tot timpul spre centrul cercului. Numai în aceste condiții putem avea o mișcare circulară uniformă. Există, bineînțeles, și forță centrifugă, dar ea nu acționează asupra punctului material care descrie mișcarea circulară. Asupra punctului material acționează întotdeauna o forță centripetă, fără de care punctul material n-ar descrie o mișcare circulară, ci s-ar mișca rectiliniu. Forța centrifugă este reacțiunea forței centripete și de aceea nu acționează niciodată asupra punctului material care se rotește, pentru că acțiunea și reacțiunea nu acționează niciodată asupra aceluiași corp. De exemplu, o planetă care se rotește în jurul Soarelui, se rotește în jurul Soarelui pentru că asupra ei acționează o forță
centripetă, care este forța cu care o atrage soarele. Unde e forța centrifugă? Forța centrifugă este forța cu care planeta atrage soarele. Să zicem că aici este soarele și planeta atrage soarele cu o forță centrifugă. Dar această forță centrifugă acționează asupra soarelui, niciodată asupra planetei. Trebuie să avem grijă să ținem seama de acest aspect când rezolvăm probleme. Repet, forța centripetă este cea care acționează asupra corpului care se rotește, iar forța centrifugă acționează asupra corpului care acționează asupra corpului care se rotește, fiind reacțiunea forței centripete. În cazul planetei, forța centripetă este forța cu care soarele atrage planeta, iar forța centrifugă este forța cu care planeta atrage soarele. Sigur că cele două sunt egale în modul din moment ce sunt acțiune și reacțiune, dar sensul lor este opus. În final, câteva cuvinte despre mișcarea circulară neuniformă sau accelerată. O mișcare circulară este accelerată dacă viteza ei unghiulară se modifică în timp. Nu este constantă. Dar dacă viteza unghiulară nu este constantă, această relație V egal cu omega ori R ne arată că nici viteza liniară nu este constantă. Acest lucru se întâmplă atunci când, așa cum vedeți pe desen, forța care acționează asupra punctului material care se mișcă pe cerc nu este orientată spre centrul cercului. Și atunci are două componente pe care le vedeți pe desen. Forța centripetă, care face ceea ce face orice forță centripetă, obligă corpul să se miște pe cerc, dar mai avem și o componentă, forța tangențială, componenta tangențială a forței. Această componentă modifică viteza liniară. Deci vă puteți gândi în felul următor. Forța centripetă, componenta centripetă, modifică direcția vitezei, adică obligă corpul să se miște pe un cerc, în timp ce componenta tangențială a forței modifică modulul vitezei liniare a corpului. În această situație, accelerația totală are și a două componente, așa cum vedeți în desen, accelerația centripetă, despre care am vorbit, și există și o accelerație tangențială. Această accelerație tangențială este cea care apare din cauza modificării modulului vitezei liniare. Deci, pentru că modulul lui V2 nu mai este egal cu modulul lui V1, am o accelerație tangențială care, așa cum am mai spus, este cea care este responsabilă de modificarea modulului vitezei corpului care se rotește. Dacă ne uităm la această relație și ne gândim la o variație atât a vitezei liniare cât și a vitezei unghiulare și dacă împărțim la durata la care ne referim ecuația, atunci vom avea așa. Vom avea delta V supra delta T este egal cu delta omega supra delta T înmulțit cu R. Dar delta V pe delta T este accelerația tangențială
Iar delta omega pe delta t se numește accelerație unghiulară și se notează de obicei cu epsilon. Și am atunci această relație între două accelerații. Accelerația tangențială și accelerația unghiulară. Sper că am atins toate aspectele care vă interesează legate de mișcarea circulară. La revedere!